Aleu, salut, Aram. Sunt Mircea Vicăjan și vă voi citi un fragment. Dă de la începutul romanului Momo, de Mihail Ende. Cartea se numește, are și un subtitlu, se numește Strania poveste despre hoții de timp și fetița care le-a înapoiat oamenilor timpul furat. E un basm roman, iar cartea are ilustrațiile autorului. Traducerea este realizată de Ivet Davidescu. Să amintim și traducătorii. Bun. Să ne ducem la fragment. Am ajuns. Într-o bună zi, început să circule zvonul că în ultimul timp în ruine ar locui cineva. Era vorba de un copil, probabil o fetiță. Nu se putea spune cu precizie, fiindcă îmbrăcămintea era oarecum ciudată. Se spunea că se numește Momo sau ceva asemănător. Felul cum arăta Momo era într-adevăr oarecum straniu și ar fi putut probabil să-i sperie întrucâtva pe cei care iubeau curățenia și ordine. Era micuță și cam slăbuță, încât cu cea mai mare bunăvoință lumea nu-și putea da seama dacă are doar 8 ani sau a și împlinit 12. Avea bucle negre, cap panacolului zbârlite, arătând ca și cum n-ar fi fost niciodată atinsă de vreun pieptene sau de o farfecă. Avea ochi foarte mari, minunat de frumoși, și la fel de negri, iar picioarele erau de aceeași culoare, căci umbla aproape întotdeauna de sculță. Doar iarna purta uneori ghete, dar erau diferite, nu se potriveau între ele și pe lângă aceasta erau și mult prea mari. Cauza era că Momo nu avea nimic altceva decât ceea ce găsea întâmplător sau îi se dăruia. Fusta era cusută din diferite petice pestrițe și atârna până la glezne. Pe deasupra purta un surtuc bărbătesc, vechi și mult prea larg, ale cărui mâneci erau suflecate la încheietura mâinii. Momo nu voia să le taie, căci se gândea prevăzătoare că va mai crește. Și nu se putea ști dacă va mai găsi vreodată un surtuc atât de frumos și de folositor cu atât de multe buzunare. Sub scena năpădită de ierburi a ruinei teatrului se găseau câteva încăperi pe jumătate dărâmate, unde se putea intra printr-o spărtură a zidului exterior. Aici amenajase Momo o locuință. Într-o zi pe la amiază sosise la ea câțiva bărbați și câteva femei din vecinătate care încercau să afle ce-i cu ea. Momo stătea în fața lor privindu-i cu teamă, căci era frică să nu gonească oamenii. Își dădu însă curând seama că erau prietenoși. Ei înșiși erau săraci și știau ce-i viața. Așa, spuse unul dintre bărbați, prin urmare îți place aici? Da, răspunse Momo. Și vrei să rămâi? Da, cu plăcere. Nu ești așteptată nicăieri? Nu. Vreau să spun, nu trebuie să te întorci acasă? Aici sunt acasă, răspunse repede Momo. Dar de unde vii, fetiță? Momo făcu cu mâna un gest nedeslușit, arătând undeva în depărtare. Cine sunt părinții tăi? Își urmă omul întrebările. Copilul îi privi cu nedumerire pe el și pe ceilalți și ridică puțin din umeri. Oamenii schimbau priviri între ei și suspinau. Nu trebuie să te temi, continuă bărbatul. Nu vrem să te gonim, vrem să te ajutăm. În tăcere, Momo dădu din cap. Nu era încă de tot convinsă. Spui că te cheamă Momo, așa-i? Da. E un nume frumos, dar nu l-am mai auzit niciodată. Cine ți l-a dat? Eu, spuse Momo. Tu singură ți-ai dat numele? Da. Când te-ai născut? Momo se gândi și spuse într-un târziu. După cât îmi amintesc, am fost dintotdeauna. N-ai nicio mătușă, niciun unchi, nicio bunică, niciun fel de familie de unde te-ai putea duce? Unde te-ai putea duce? Momo îl privi doar pe bărbat și tăcu o vreme. Apoi murmură. Aici sunt acasă. În sfârșit își dădu cu părea bărbatul. Dar nu ești decât un copil. Câți ani ai de fapt? 100, spuse Momo șovăitor. Oamenii râsără. Credeau că e o glumă. Să vorbim serios. Câți ani ai? 102. Răspunse Momo încă și mai șovăitor. Trecu un timp până ce oamenii își dădură seama că fetița nu cunoștea decât câteva cifre prinse din zbor, fără a ști însă ce reprezintă, căci nimeni nu învățase să numere. După ce se sfătui cu ceilalți, bărbatul îi spuse: ascultă, ai fi de acord să anunțăm poliția că ești aici? Ai fi dus într-un cămin unde capezi de mâncare și ai un pat și poți învăța să socotești, să citești, să scrii și încă multe altele. Ce părere ai? Momo îl privea înspăimântat. Nu, șoptia, nu vreau acolo. Am mai fost odată. Mai erau și alți copii. Erau gratii la fereste. Ne băteam fiecare zi fără niciun motiv. Așa că am sărit noaptea peste zid și am fugit.
Și nu mai vreau să mă întorc acolo. Te înțeleg foarte bine, spuse un bătrân și dădu din cap. Iar ceilalți înțelegeau de asemenea și dădură și ei din cap. Apoi luă din nou cuvântul bărbatul care vorbise la început. Știi, Momo, suntem de părere că ai putea eventual să te acuiezi la vreunul dintre noi. E drept că nu avem prea mult spațiu. Iar cei mai mulți dintre noi avem și o droaie de copii care cer de mâncare. Totuși, credem că unul în plus nu o încurcă. Ce părere ai? Mulțumesc, spuse Momo, și pentru prima oară zâmbi. Vă mulțumesc foarte mult. N-ați putea însă să mă lăsați să locuiesc mai departe. Aici? Oamenii se sfătuiră multă vreme. Până la urmă au fost de acord. Erau de părere că și aici copilul putea locui la fel de bine ca la oricare dintre ei. Vor avea în comun grijă de Momo, căci pentru toți împreună va fi totuși mai ușor decât pentru unul singur. Lectură plăcută. Mai departe.